am un mesaj că cu documentațiile astea, așa, e mult în școală, că este așa o vorbă că cât documentație este de a face de a scris, pe noi ne încurcă copchii. Dacă nu știi copchii, mai îți dovedim cu documentația să facem. Înțelegi? Că și cum în felul următor, că ne încurc copchii, atâta documentație, atâta hârtie și atâta, cum spunem, birocrație în documente, este de la minister, de la Renault, de la tot, că ne încurc ca să... Noi am putea să o facem, numai că ne încurc copchii și gata. Un fleac încurcă la școală. Dar noi acum ne-am adunat nu despre școală sau nu atât despre școală să vorbim, că despre candidata pe care o susținem amândoi, Tamara Rotaru, care candidează independent. Și nu doar la funcția de consilier local la Burlacu, cum a mai fost un mandat, dar ea că se ambiționează să candideze și în locul primarului, pe care îl critică de atâta timp, că nu face bine ce face și al câtulea mandat e doamnă primarul și încă mai vrea. Al patrulea mandat este. Candidează acum pentru al patrulea? Pentru al cincilea. Ujas. Și oamenii nu s-au săturat încă de el. Sper că da. Practic. O să vedem la alegeri. Deci vreau să zic ilegalitățile care le comite el. Aceasta pentru mine e obositor și pentru mulți săteni. Dacă vă spun sincer, când am mers la Chișinău pe data 27 ziua independenței, am expus domnului Recean problema satului, problema primăriei, problema acestui proiect. Și chiar Recean spune, iată acum, dumneavoastră aveți șansa să taxați primarul. Chiar vă sfătuiesc, chiar vă îndemn. Candidați la primar. Deci asta parcă m-a și motivat pe mine. Și practic și cetățenii deja văd. Că, deci eu am expus atunci problema apei, lipsa apei. Acest proiect care a dus... Ilegal în primărie 380, de la 450 au început, au ajuns la 380, acum e 280 de lei. Deci în fiecare zi filmez și acolo sunt ilegalități. Deci lumea tace, lumea suportă, suferă. Era ocazie să aducă mai mult și nu doar pentru reparația primăriei, dar pentru un proiect mai necesar, eventual școală. Ce se putea de făcut în școală cu jumătate de milion de lei? Multe se puteau, pentru că astăzi am vorbit cu un primar de la Sadaclea și el spune că pe ambele proiecte le are obținute. Acum face gardul la instituția de învățământ. Eu am rămas trăsnită. Cum asta? Zic, dar la noi copii, cum? Școala e a primăriei. Copiii acuiz. Adică în alte primării se acceptă. Adică au aplicat așa proiecte la noi în sat. Nu se aplică. Și plus la aceasta, persoana care a scris proiectul Popa Vasilisa, ea l-a lansat pe hârtie. Ea acum candidează în calitate de primar, fostă membră a partidului PD, luată de la PD, poftim trece la PAS și vrea să facă, să deschidă magazin personal în satul Spicoasa. Dar aplicați legea. Eu am spus că vreau să susțin și doresc. Asta este prerogativa mea. Ca să fie asigurați sătenii de Spicoasa cu produse, dar conform legei. Este legea care prevede scutirea de stat a agenților economici, doar că se deplaseze ei în măsura posibilităților, în măsura prevederilor legale, ca să transporte deci, produse acolo, în sătuc cel micuț. Plus la aceasta, în acest sătuc, nu este drum. Eu săptămâna aceasta să merg la Cahul, la șeful direcției finanțe care îndeplinește acum interimatul, fiind în biroul dumnealui și șeful direcției în construcții drumuri, Consiliul Raional, Crețu Dumitru, care eu explicându-le că drumul este într-o stare avansat, degradată, Crețu Dumitru spune, da, lăsați, doamna Tamara, nu prea măriți, nu exagerați. Sincer, m-am aprins, am sărit arsă de pe scaun, să știți că următoarea ședință, venim tot cu copii. La noi copiii sunt transportați parcă în calitate de pietre transformați la Sticoasa. Și practic nu s-a văzut nimic ca atâția ani. Eu nu înțeleg. Fondul rutier doar vine în fiecare an. Acum, deci primarul, cineva ne-a spus că a dus câteva mașini de pietre și pe o stradă. Dar fondul ăsta rutier nu a fost alocat de la 1 ianuarie. Nu s-a știut el când se iasă cu dânsul. Acum, înainte de alegeri, fac 20 de metri în toate localitățile și el a făcut ce cea. Și taie panglii ca în mod festiv, știu și la mine în sat așa s-a întâmplat, au pus câte 100 de metri de asfalt și taia panglii ca fiecare candidat, a fost și lupul, a fost și filat, era jenant.
Eu cu domnul Seinic nici nu avem drept de vot în sat la dumneavoastră și oricum suntem în diaspora și probabil nu o să participăm la alegerile locale, dar vedem cum vă zbateți acolo. Parcă avem încredere că ce spuneți dumneavoastră e adevărat. Văd că vă mai susțin și oamenii, nu doar cei care au semnat ca să candidați dumneavoastră, dar și cei care comentează în grupul, creadă dumneavoastră pe pagina dumneavoastră. Așa că vă susținem, vă încurajăm să mergeți mai departe. Înțeleg că azi ați fost la Consiliul Electoral și ați semnat chiar forma buletinului de vot. Da, eu am să vă trimit dumneavoastră, am semnat forma buletinului de vot. Și apropo, domnul Sergiu mă întreabă printr-un mesaj, candidați independent și în ce sat? Eu îi scriu satul și îi spun, deci îi indic dacă de la partid. Și după văd o postare prin care domnul Sergiu, eu îi scriu un mesaj. De ce? Dumnealui, când noi ce putem... Să justifica de ce vă susține, da? De ce vă susțin? De ce acum, o susțineți, domnule Sergiu? De ce o susțin cu doamna Tamara? Vreau să spun, stimați alegători ai satului Burlacu, care va fi pe data de 5 noiembrie, vreau să vă spun de ce eu o susțin pe doamna Tamara, fiindcă cu vreo 2 ani în urmă am publicat sau am făcut așa un proiect, dat naștere un proiect, am 3 ani, dar sunt deja, eu deja am uitat, am 3 ani, un proiect ca să aduc stejarul francez, un stejar vestit, un stejar de calitate, să-l aduc în Moldova. Și clar lucru, doamna Tamara s-a implicat, a fost printre primele persoane care s-a implicat, care a dorit să aibă și ei niște semințe și într-adevăr am avut încredere în toți oamenii, am avut încredere și în doamna Tamara și unica care din toți acei persoane care au avut aceste ghinzi, doamna Tamara într-adevăr s-a ocupat serios și într-adevăr mi-a arătat primăvara, mi-a arătat vara, cum se udă, cum copiii îngrijesc. Și într-adevăr eu aș vrea, stimați alegători ai satului Burlacu, eu pot să vă ajut și mai departe, pot să vă strâng diferite semințe, diferite ghinzi din pădurile din partea de sud a Franței, că acum sunt deja în partea de sud. Da, într-adevăr la voi acolo tot e secetă, ca și cum și la noi aici, și aș vrea ca să vă aduc chiar aș dori să vă aduc copacul, tot este de clasa stejarului, copacul de plută să vă aduc. Într-adevăr, în partea de sud, el ar putea să crească la voi. Ar putea, nu zic, dar ar putea. Și o susțin pe doamna Tamara, că într-adevăr ea a fost o persoană care într-adevăr a fost s-a implicat foarte cinstit și foarte curajos în acest proiect. Și de atunci eu urmăresc și eu văd că într-adevăr, doamna Tamara face fapte frumoase, bune, ea este o persoană cinstită, după cum văd, se luptă pentru dreptate și eu cred că voi, stimați sătenii ai satului Burlacu, aveți numai de câștigat din partea ei. Așa că vă doresc într-un ceas bun și să lucrați cu doamna Tamara și să o stimați, că într-adevăr ea merită, eu vă spun, ea merită să fie primar, ea merită. Eu am spus odată și pot să mă repet de fiecare dată. Pe om cinstit să pun la putere, asta e o faptă bună. Dacă vrei să-l vezi, să-și pierde onoare, om cinstit își pierde foarte repede onoarea. Chiar mai departe nu o să mai fie nicăieri. Așa l-a mai rău, e mai greu. Și eu am încredere în doamna Tamara, fiindcă, într-adevăr, eu nu cred că o să fie așa ca toți cei primari pe care voi s-a avut până acum. Așa că dorim succes în doamna Tamara și o susținem cu toții. Eu astăzi mă duc și de-ați face viză de reședință în satul Burlacu, în raionul Cahul, numai să votez pentru doamna Tamara. Sunteți pedagog, domnul Sergiu, și înțelegeți îndepărtare, înțelegeți grija, adică sferința copiilor. Da, suferă, pentru că nu este curtea pavată, dar uitați-vă câți bani s-au îngropat a patra oară într-o primărie. De ce? Eu am văzut, dumneavoastră ați postat de multe ori și când erați chiar și în live și eu vă vedeam pe dumneavoastră cum mergea reparația în primărie. Păi băieți, eu nu înțeleg acolo cum... Dacă s-au jucit undeva tapetele, bă, dați jos tapetele, dați cu o emulsie de protecție. Este acum emulsie de protecție de asta, ca să nu treacă o mizală, dacă voi credeți că este o mizală. Dar să fi fost o mizală acolo, tapetele aveau să fie mușigăite, aveau scadă să îngrijoasă, dar nu,
voi să aruncați bani, eu așa sunt cu părerea mea, fiindcă eu mă ocup construcției aici în Europa, eu, după părerea mea, voi ați zvârlit bani ați zvârlit degeaba. Zvârliți bani cu ajutorul a 10 consilieri care au fost pentru. Nimeni n-a solicitat să fie citită descrierea proiectului. Vedeți ce mese acolo spun, că mesele ar prezenta pericol. Cum, domnul Sergiu, dacă eu sunt pericol cetățenilor? Ei nu au imprimantă, imprimanta acolo stă. Și apropo, nimeni nu zic că cel ai rudă, cel ai nănașul, cel ai cu mătru, cel ai nu știu cine. Și apropo, acum în Consiliul nou, candidați, consilieri, candidează pe liste cam aceiași consilieri. Dacă vine de la PAS, vine primul consilier, soțul secretariei. Satul e mic și toți sunt neamuri, cum ar veni. Și da, lideri nu foarte mulți. Să fie, trebuie să trag atenție și așa asta, fiindcă, într-adevăr, asta este o... Cum spune? Vine un clan la putere. Vrea să vină un clan la putere. Unde se voteze... Cam așa și este, vă dați seama. Eu am la mine în sat vecin de unde este mama mea, de unde este în sat sau că am acolo. Unii trec, verișorii mei, trec dintr-o partidă de altul că... Și mă lupt cu ei și eu ilumesc. Băieți, nu-i frumos ce aici faceți. Nu e așa. Deci, ia că așa, să mut într-o parte în alta, nu mă sfii consilier. Nu mă sfii consilier. Și la noi asta este practic. Eu mă uit de la Șor, până acum a fost cu PD, de la Șor să duci, că eu dat 20.000 de ticum. Apropo, mie mi-au spus, zice, am înțeles candidat asta primar. Mergi de la Șor, dar ce de la Șor vă dă 20.000 de lei? Cum dă? Dar eu nu cost 20.000 de lei, eu mai mult cost. Și noi am avut un primar de la Partidul Verde și acum în toamnă s-a îngălbenit și el. Și apropo, despre sonda asta care vă spuneam eu, 852.000, 465, da, din bugetul României. Da, dar în 2013, eu v-am trimis dumneavoastră, în 2013 a fost decizia Consiliului, niciodată niciun consilier nu a înaintat întrebare. Deci eu am avut un mandat de 4 ani, nu știu cum să-l numesc, deja de o opoziție, lepsic. Tot ce ai propus, Mata, s-o respins. Da, totul se respindea, se puneau la cale, tot ce promunde Tamara, Rotaru, se respingem, totul se respingem. Apropo, am înaintat cereri privind instalarea a două stații, adică două opriri. Opriri care se comandă, se construiesc, intrare, ieșire în sat. Am fost cercetată drept într-o cauză penală. Cine sunt cetățenii care au solicitat? Aduceți în lista, aduceți în semnăturile. Și acum eu vă zic, ei, da? Cum e proiectul lor? Sau nu s-a mai făcut? Nu știu ce mai făcut, am ușamalizat că nu mai știu unde s-au dus banii, ce au făcut, câți bani și încă ce am mai depistat eu. Chiar asta o să spun. De la începutul mandatului meu am văzut că angajatele își iau, mergeau la calcul cu mașina primăriei, dar totodată îndeplineau și foaie de deplasare. La foaie de deplasare anexau bonuri, adică bilete, tichete de la autobuz. Și eu când le-am văzut, n-am înțeles cum voi așa îndrăzniți. Deci asta am curmat. Deci am dat o cerere ca să fiu informată câți bani au fost alocați pentru deplasări și câți au fost consumați până la data de iunie 2020. Deci am fost informată câți bani s-au alocat și câți s-au consumat. Nu m-am mai dat nici judecătorii, pentru că nu pot să stai numai pe ușile judecătoriei. Totuși, acum nu mai iau foi de deplasare. În schimb, să duc la cahul, de câte ori au nevoie. Nimeni nu le taxează. De câte ori are nevoie secretara? Acum secretara e degrevată. De două ori am văzut-o că s-a dus la cahul. Dar în celelalte luni, de ce are nevoie mai multe luni? Vin de la cahul cu mașina primăriei, cu geanta plină cu produse, nu pot să o duc. Își cheamă copiii cu bicicleta ca să-i ducă produsele acasă. Chiar duc cu mâinile în buzunar, pretins vine de la cahul cu mâinile goale. E jalnic. Și nimeni absolut nu înțelege. Nimeni absolut se fac că le plouă. Oamenii își merită aleșii dacă nu se interesează, nu le pasă. De ce ești eu cu fermitate, mai ales cazul acesta cu drumul la Spicoasa, care mi s-a spus că eu exagerez. Acolo este vorba de copii care se transportă.
Am observat o plăcuță instalată cu două urechi, una mai scurtă asta și eu îi spun la Consiliul Raional. Dar nu vă este rușine, că asta e fața dumneavoastră, Consiliul Raional, cei care gestionați cu întreținerea drumului. Nu vă este cumva rușine? Da, să prefacem, să facem. Dar voi v-ați dus și ați făcut câți bani? N-am cheltuit niciun ban. Adică voi ați cheltuit, ați venit așa de flori de cuc până la Sticoasa, 36 de kilometri? Dar v-am văzut Maian ocupat într-un proiect de reparare a peductului într-o anumită mahala. Acolo nu a contribuit primăria deloc, numai oamenii s-au adunat, s-au organizat. A contribuit primăria, dar în cazul celorlalți sătieni care nu au apă, iată ce fac. Ei iau împrumuturi de la bancă și își forează apă să fântâni acasă și își cumpără pompă, hidrofor, cum îi spune. Păi da, unde? Dar apa aceea nu e foarte sănătoasă din fântânele, din apele de suprafață. Apa curată a mai rămas doar în adâncimi. Cele sub două straturi. Da, da. Apele de suprafață sunt cam toate poluate. De la nitrați, da. De la deșeurile astea, animale, toată lumea are animale în curte, de la WC-uri, când aveți stații de epurare în sat. Și toate apele de suprafață sunt poluate, otrăvitoare, toxice. E apă tehnică doar. Bun, eu văd că la mine a venit transportul. Adică și jandarmii văd că s-au oprit din spatele meu. Îi urăm, doamne Tamara, succes. Vă asigurăm de susținerea noastră. Eu vă las, dar vreau să vă zic încă o dată, doamna Tamara, vă doresc succes și vouă, stimați cetățeni ai satului Burlacu. Eu cred că voi din partea acestui candidat aveți numai de câștigat. Asta vreau să spun la toți. Adică asta vreau să spun la toți. Și apropo, dar vă mulțumesc mult pentru înțelegere și susținere. Văd că sătenii nu comentează, dar nici nu comentați. Dar atunci când intrați în vot, în cabina de votare, puteți să votați și pe primarul Munteanu Mihail și pe Popa Basilisa, pentru că ei sunt complicii, ei au scris da, dacă nu vă place de Tamara Rotaru, votați pe ceilalți candidați toți împreună. Să nu rămână, da, să nu rămână niciunul obișnuit. Dar da. Cum poți tu să faci așa ceva? Deci eu vă mulțumesc mult și sperăm că o să revin încă cu alte. Deci am depistat astăzi cum se duc materialele de construcție din cadrul primăriei de la această reparație. Oho. Bun, mă sună acum deja. Sănătate, bine, la revedere. Bine, vă doresc o zi bună și toate cele bune. Dacă ați depistat așa ceva, doamnă, să anunțați poliția că s-ar putea să fie faptă penală și de interesul poliției. Neapărat să anunțați. Ce spuneți? Dacă ați depistat că se fură materiale de construcție, să anunțați poliția. Eu am sesizat și poliția și CECU. Dar bine, CECU, vă mulțumesc. Dar CECU și treabă are? Consiliul Electoral de local. Da, de dar ce faptă electorală să iei materialele din primărie? Nu. Nu de materiale, faptul că s-a apropiat de primărie. Asta facem alt subiect. Nu, să rupim aici. Ok, facem alt interviu. Bine.